Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la început de an, în cadrul emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, cum să ne setăm rezoluții, planuri, obiective, intenții la început de an, la începutul lui 2021. Alături de noi este astăzi Claudia Himeno. Îi mulțumim foarte mult. Claudia Himeno este specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală și, bineînțeles, ca de fiecare dată în întâlnirile noastre, venim și cu o recomandare de carte pentru dumneavoastră. Este vorba despre cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică de Matthew McKay, Jeffrey Brantley și Jeffrey Wood, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și care face parte din această campanie Obiective și Intenții pentru 2021. O carte foarte frumoasă despre care noi am mai povestit, am mai vorbit cu alte ocazii în întâlnirile noastre. Așadar, Claudia, cum ne setăm noi rezoluțiile, planurile, obiectivele, intențiile pentru începutul de an, pornind cumva de la curățenia pe care ar trebui să o facem la sfârșitul fiecărui an, ce lecții am tras sau am concluzionat din anul precedent, ce ne-a învățat anul precedent și cum pornim spre noul an. Bună, Sorin, și la mulți ani pentru tine și fiecare persoană care ne ascultă acum și ne vede. În primul rând, cum ziceai, știi, idealul este că la sfârșitul fiecărui an să trecem printr-o sită cu ce rămânem și mergem mai departe și restul să putem să încheiem și să ne liberăm de ele. Și atunci este mult mai ușor să ne propunem ceva pentru anul acesta, care tocmai începe, și cum putem să le ducem mai departe. Bineînțeles că o parte importantă a acestui an, ca de fiecare an, va fi să putem să menținem un echilibru interior, o armonie între mintea noastră și inima noastră, astfel încât să conlucreze și să putem să găsim acel echilibru, acea armonie de care avem nevoie, astfel încât să facem și ceea ce ne dorim, dar folosind de asemenea toate acele instrumente psihice pe care le avem ca să putem merge mai departe. Să nu lucrăm împotriva noastră și mai degrabă să facem fiecare pas în care noi să fim cea mai bună companie pentru noi. Să fim ok noi cu noi în interiorul nostru pentru a putea fi după aceea o bună companie și pentru ceilalți. Deci asta va fi primul pas, să ne ascultăm foarte bine în interior, să vedem într-adevăr ceea ce îmi doresc eu. Pentru că de multe ori noi rămânem la un nivel de suprafață. Nu știm în profunzimea noastră pentru ce vrem anumite lucruri. Pentru ce vreau o relație, pentru ce vreau o mașină, pentru ce vreau să promovez la serviciu, pentru ce vreau eu să am succes, pentru că de obicei rămânem împotmoliți și ne mișcăm în cerc cu întrebarea de ce. Și de ce nu este o întrebare care să aducă un răspuns care să ne ajute să mergem mai departe, să facem următorul pas. De ceul ne ajută să înțelegem, poate și nu întotdeauna, cum s-au întâmplat anumite lucruri de am ajuns aici. Dar nu mă ajută să fac următorul pas. Cumva bucla e așa, în mintea noastră, și nu este ceva care să ne ajute să mergem în față. În schimb, întrebarea pentru ce ne ajută să ne clarificăm și să intrăm în profunzime și să ne ascultăm mult mai bine. Pentru ce vreau o promovare? Pentru ce vreau o mașină? Pentru ce vreau să fac un copil? Sau pentru ce vreau, nu știu, să călătoresc în Maldive. Știi că primul răspuns este să mă odihnesc, dar nu este să mă odihnesc. Pentru ce vreau să mă odihnesc?
Unii o să Crezi zică că pe... ar trebui să ne punem această întrebare perfect legitimă? Ce se ascunde de fapt în spatele acestor setări? Pentru că aici mă gândesc și la diferența dintre nevoi și dorințe. Noi, în general, oamenii suntem obișnuiți cu dorințele. Îmi doresc, cum spuneai tu, o mașină nouă. Îmi doresc promovarea la job sau să-mi schimb jobul. Îmi doresc o casă mai mare, mai confortabilă. Și cumva trebuie să ne gândim ce se află în spatele acestor dorințe și care e, de fapt, diferența dintre nevoi și dorințe. Ideea, sunt două chestii diferite, Sorin. Când eu îmi propun să vindec ceva, să rezolv ceva, să închei ceva, atunci este foarte util să încerc să aflu nu doar ce se ascunde și care este sensul pentru care eu fac X lucru sau Y lucru. Să zicem că din X sau Y motiv, odată la 3 ani, eu îmi pierd job. Nu este să caut ce se ascunde în spate, este mai degrabă să caut care este sensul pe care eu încerc să-l transmit prin aceste comportamente. Pentru că cu siguranță s-au întâmplat anumite lucruri în trecutul meu, în arborele meu genealogic sau în alte vieții, pentru cei care cred în alte vieții, care, prin, să zicem, printr-o ajustare a contextelor din viața mea, au ca rezultat aceste plecări de la serviciu. Da? Și atunci avem alte instrumente prin care noi să găsim acel sens, ca să putem să le spunem prin cuvinte, ca să se lege altfel lucrurile care se întâmplă în interiorul meu și în felul acesta să pot să găsesc o altă soluție, un alt comportament care să mă ajute să trăiesc cu mai multă armonie în viață. De multe ori este legat de anumite experiențe din copilăria mea sau din adolescența mea care m-au marcat și au setat în interiorul meu anumite credințe și conform acelor credințe eu îmi trăiesc viața aici și atunci fie dacă am crescut că nu știu, că nu sunt o fiică suficient de bună, că nu merit X sau Y lucru sau că n-am valoare sau că n-am încredere etc. etc. pot să ajung să plătesc acea vinovăție prin aceste plecări de la serviciul la 3 ani. Pot de asemenea să fie, poate să fie de asemenea o fidelitate cu femeile din neamul meu. Poate cu cineva, nu știu, care a pierdut tot ce avea la anumită vârstă sau, știi? Și atunci acele sunt sensurile pe care noi încercăm să le transmitem într-un mod comportamental simbolic, pentru că nu avem cuvinte să exprimăm acele lucruri din trecut. De aceea eu vorbesc mai degrabă de un sens pe care noi îl transmitem, nu de ceva ascuns. Da? Pentru că acel ceva ascuns mi se pare un pic, nu știu cum să spun, ceva care trebuie căutat ca să iasă la lumină, știi? Dar ceva cumva care nu mi-aparține. Dar când eu caut ce încerc să spun eu prin X comportament sau Y comportament, atunci este un conținut care este al meu, care mi-aparține și pe care eu pot să-l gestionez. Și atunci mi se pare mult mai util. Dar asta este în cazul în care noi ne propunem să încheiem acele situații care vrem să le schimbăm în viața noastră. Da? Dar pentru a-ți propune ceva legat de, nu știu, nu neapărat să schimbi, să progresezi sau, știi, să schimbă un pic viața ta, continui să spun că este mult mai util această întrebare pentru ce. Știi? De exemplu, pentru ce vreau o mașină? Ca să mă vadă lumea. Sau pentru a avea mai mult confort pentru mine și familia mea. Sau pentru a putea călători. Pentru ce vreau să călătoresc?
E un ceva mult mai important pentru mine, nu doar călătoria de a călători. Pentru unii o să fie, vreau să mă dau mare față de colegii mei, că am un anumit statut, vreau, știi? Vreau să par mai mare. Pentru alții va fi legat de o anumită libertate pe care ei își permit. Dacă mergem pe libertate, este un lucru mult mai profund și mult mai important pentru persoana respectivă, pentru mine. Și atunci este vorba de cum îmi fac eu viața de zi, de zi cu zi, mai liberă pentru mine. Și acolo, da, putem începe să căutăm acele lucruri, acele sensuri. Poate că nu-mi dau voie să mă simt liberă, poate că am prea multe trebuie în capul meu, poate e o fidelitate cu neamul meu. Dacă sunt bărbat, poate să fie. Bărbații trebuie să muncească foarte mult să protejeze familia. Pentru femeile, poate să fie, trebuie să mă ocup doar eu de casă. Și atunci, libertatea mea este, simt ca și cum libertatea mea ar fi diminuată. Și atunci, acea călătorie va fi mult mai, înțelegi, nu este doar călătoria, este sensul de libertate, pentru că îmi dă acea libertate. Știi, de exemplu, dacă mergem pe linia cealaltă, cu mă dau mare, adică, știi, pentru ce vreau să mă dau mare? Ca să fiu valorizat, de exemplu. Sau o să mă simt apreciat, sau o să mă simt văzut. Pentru ce vreau să mă simt valorizat? Ca să-mi crească încredere. Sau ca să mă simt în siguranță. Sau, înțelegi? Și atunci ajungem într-un aspect mult mai profund al ființei noastre, care este de fapt ceea ce căutăm prin X sau Y lucru. Și dacă eu ajung să am mai multă încredere, încep să mă întreb, adică cum fac eu să mă simt mai încrezătoare în mine? Sau dacă e vorba de siguranță, deci de fapt, cum fac eu să fiu mai în siguranță cu lumea care mă înconjoară? Știi? Pentru că forma aceea este călătorie sau mașină etică, este doar o formă pe care eu dau a acelei siguranțe. La forma pe care eu dau poate să fie mai bună sau mai puțin bună pentru mine, dar e doar o formă, pentru că de fapt eu caut ceva mult mai mult în profunzimea mea. Și atunci, când eu am ajuns la această profunzime, viața mea începe să capete alt sens. Percepția mea începe să se schimbe și atunci mi-este mult mai ușor, mi-este mult mai clar să văd ce vreau să fac în viață sau cum vreau să fac în viață, pe capitolul X, pe capitolul Y. Știi că poate să fie, vreau să fie o mamă foarte bună. Ok? Pentru ce? Ca să fiu diferită de mamă. Și acolo se leagă cu ceea ce spuneai de acele sensuri din trecut. Poate sunt din contramodel. Poate vreau să vindec ceva din neamul meu. Adică pentru ce vreau să fiu altfel decât mamă? Să dăm un sens fiecarei întrebări. Poate că acum mai mult ca niciodată, așa cum spuneai și tu, vorbele care au devenit deja consacrate în limbajul psihologilor, a trainerilor, coach, life coach și așa mai departe, e mai valabil acum ca oricând, dacă iau în calcul ceea ce tu ai spus puțin mai devreme, să te iubești pe tine înainte de toate pentru a fi iubit de ceilalți, să te respecti pe tine pentru a fi respectat de ceilalți, să te valorizezi pe tine pentru a fi valorizat de ceilalți. Pentru că cu toții știm, apropo și de cartea Gestionarea emoțiilor copleșitoare și de ce am discutat noi înainte de a începe înregistrarea, igiena relațională și igiena emoțională, foarte mulți dintre noi, probabil în copilăriile noastre, am avut parte de un anumit comportament din partea părinților. Și noi am mai discutat despre treaba asta. Partea aceasta cu etichetările, cu abuzul de limbaj, abuzul emoțional, abuzul verbal. Nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic. Și atunci probabil că îți dorești
să faci anumite lucruri tocmai pentru a demonstra exact contrariul, că într-adevăr poți să fii dezirabil și că meriți acest lucru, o relație bună, o relație funcțională, că meriți și că e dezirabil acest lucru de a fi o mamă sau un tată bun pentru copilul tău, la fel ca un deziderat de a fi un bun profesionist la jobul pe care l-am și multe, multe alte lucruri. Aici aș vrea să adaug o nuanță la ceea ce spuneai, știi? Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă eu mă iubesc, nu este ca să mă iubească alții. Corect. Eu mă iubesc și este suficientă iubirea pe care mi-o acord eu mie. Ca să vină și de la ceilalți. Nu. Ca să mă simt eu bine. Dar automat vine și de la ceilalți. Da, dar nu este ca să... Nu e un scop. Nu e un scop în sine. Nu e un scop. Deci e important să simt valoarea mea, nu ca să fiu valorizată de alții. Și ca să o simt, ca să fiu eu independentă de ceea ce îți spun ceilalți despre mine. Nu este ca să fiu valorizată. Deci, când eu mă iubesc pe mine, am încredere în mine, îmi simt valoarea, eu pot să trăiesc independent, autonom, neutru, liniștit vis-a-vis de ceilalți. Dar am mai multe șanse, pentru că e o chestie de rezonanță electromagnetică, dacă vrei, de rezonanță de aur, de rezonanță psihică, rezonanță mentală, rezonanță emoțională, prin care unii cu ceilalți vom vedea în alții ceea ce avem în interior. Oglindire. Și prin rezonanță le atragem. Da? Și atunci, când eu mă iubesc pe mine, am mai multe șanse, deci nu că să, am mai multe șanse că iubirea de sine pe care o am eu să atragă o altă persoană în jurul meu care are și ea integrată sau cât de cât integrată iubirea de sine. Și atunci, aceste două persoane, prin rezonanță, se vor înțelege într-un anume fel și, cu siguranță, fiecare se va putea bucura de relația respectivă cu mai multă armonie, cu mai multă pace, cu mai multă bucurie, cu mai multă colaborare, cu mai multă empatie, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă. De asemenea, când eu îmi simt valoarea, pentru că sunt multe persoane care își știu valoarea, dar nu o simt. Și atunci încerc eu să fac prin comportamente să fiu valorizat. Să fiu foarte bună, să mă străduiesc, să fiu plăcută, să nu zic nu. Tot felul de mecanisme prin care ceilalți să mă valorizeze pentru că eu nu-mi simt valoarea. E o diferență enormă între a simți valoarea și a ști valoarea ta. Eu știu că sunt inteligentă, dar la orice greșeală eu mă fac proastă. Pentru că nu mă simt inteligentă. Eu știu că sunt inteligentă, dar mă simt proastă. De-aia mă fac proastă la fiecare greșeală. Nu zic, vai ce inteligentă sunt. Când n-am făcut, nu știu, problema la matematica sau că n-am știut să gestionez o situație cu un client sau etc. etc. Deci când eu mă simt valoroasă, și nu pentru că am făcut ceva, ci pentru că exist și sunt valoroasă, nu mai am nevoie de valorizările celorlalți. Dar bineînțeles, dacă eu îmi simt valoarea și cineva, nu știu, îmi face un compliment sau îmi zice că sunt valoroasă pentru el sau că mă iubește sau uite că, uite că, normal că mă voi bucura de acel compliment, de acele schimb de cuvinte pe care l-am cu cineva și mă voi bucura de acel moment, pentru că nu merg în căutarea, în vânarea acelor valorizări. De aceea multe persoane
De exemplu, când sunt în dinamica asta, deci de a cauta, de a vâna valorizării, dovezii dragostei și așa, sunt foarte sensibile la nu s-a uitat la mine, s-a încruntat, nu mi-a răspuns la mesaj repede, mi-a răspuns a doua zi, e-mailul nu era la fel de drăguț cum mi le trimite sau, știi? Să prind toate acele dovezi pentru că nu mă simt. Când mă simt valoroasă, nici nu le văd. Dacă nu-mi răspunde toate ziua cineva, zic, au, fi ocupat. Sau ocupată. Sau avea treabă. Sau dacă este o colaborare cu cineva la serviciu, mă gândesc că a avut ceva de făcut. Dar dacă eu caut acele valorizări pentru că nu mă simt, le iau personal. Și acolo intervin emoțiile acelea negative de care vorbeai. Da? Și acolo este important, odată, să nu le înghițim, să le ascultăm și să le scoatem într-un mod igienic din noi. Să le lăsăm să se manifeste într-un mod igienic. Și igienic înseamnă în intimitatea noastră. Adică dacă eu sunt nervoasă și îmi vine să înjur, nu o să mă duc să înjur pe toți colegii din birou sau pe clientul care tocmai s-a nimerit să mă sune. Da? Voi scrie, voi mâzgăli, voi bate o pernă, dar în intimitatea mea, astfel încât eu să-mi reechilibrez emoțiile. Prin ascultarea lor, nu prin respingerea lor, nu prin negarea lor, pentru că sunt ale mele. Cum ar fi? Mie nu-mi place degetul ăsta și să-l scot. Știi? Că îmi place, nu-mi place, îmi folosește. La fel și emoțiile negative. Ele ne spun ce nu ne convine, dar ca să aflăm ce nu ne convine exact, este necesar să le ascultăm. Și le ascultăm când facem o toaletă emoțională, când le lăsăm să iasă într-un mod igienic. Să punem punctul pe ei. Și atunci știu că m-a deranjat, că m-am simțit devalorizată. Și atunci mă întreb, unde nu mă simt eu valorizată? Unde eu mă devalorizez pe mine? Dacă ajung că, de fapt, m-am simțit umilită, cum fac eu să mă umilesc pe mine? Asta e prima întrebare. După ce am ascultat acea emoție, pentru că, de fapt, este acel lucru care mă deranjează, pe care eu îl reneg în mine, îl bag în interior, ca să nu-l văd, ca să nu-l simt, și atunci, prin resonanța, atrage acea emoție pe care o înghițim în interior, atrage o situație, o persoană în jurul nostru care ne va arata ceea ce avem în interior ca să poată să iasă. Îl ascultam, integram, încep. Cum mă umilesc eu în felul ăsta, în felul ăsta, în felul ăsta? Mă pun pe ultimul loc. Nu știu, în loc să mă bucur de un prânz, îmi cumpăr un sandwich sau, știi? Tot felul de lucruri prin care noi ne facem mai puțin, cu umilință. Sau în ce feluri mă devalorisez eu? Și începe. Autocritica. Ești așa, nu ești așa, pui așa, dregi așa. Da, de exemplu, ești proastă sau... Știi, care ne iese imediat. Și nu trebuia să fii știut, nu ești bună în asta, păi normal cine să te iubească și toate alte lucruri. Poate ajungem și la cele situații din trecut care necesită să fie încheiate, dar toate astea se fac prin ascultare. Și printr-o ascultare interioară putem găsi alte instrumente, alte soluții, pentru că ne dăm voie să intrăm în interiorul nostru. Dar din păcate trăim într-o cultură, și nu acum, vorbim de secole încoace, în care rămânem aici și nu putem ajunge aici, în profunzimea noastră, să ne dăm seama exact ceea ce avem nevoie noi să facem pentru noi. Și după aceea să putem să oferim acele lucruri restul lumii. Înțelegi? De multe ori noi credem că o să facem rău altcuiva, nu se poate, ci ne chinuim foarte mult în interior, cu foarte multe supărări, cu foarte multe frustrări, ne lăsăm la urmă, etc. Dar în momentul în care... Sentimente de autoînvinovățire. Toate. Dar în momentul în care eu am reușit să spun,
parcă s-a rezolvat totul. Chiar dacă persoana cealaltă nu s-a simțit foarte bine sau s-a simțit puțin deranjată, se echilibrează situația și peste, dacă nu 5 minute, 10 minute, a doua zi, peste o săptămână, peste o lună sau peste un an, o să ne dăm seama că situația aia, tocmai pentru că am spus-o, a aranjat multe alte lucruri în viața noastră. Personală, relațională, familială, chiar relațională de cuplu mă refer, familială sau la job. Tocmai pentru că am spus. Tocmai pentru că mi-am dat seama că e important, tocmai pentru că am reușit să ies din cercurile la vicioase în care m-am învârt și de care nu pot să ies. Și atunci capătă un nou echilibru. Echilibru nu înseamnă să stăm de dimineața până seara, 7 zile din 7. Echilibrul înseamnă că eu știu să gestionez ceea ce este în interiorul meu. Da, emoțiile sunt așa. Dimineața poate unii se trezesc mai obosiți, alții se trezesc mai vioi, știi, dar în timpul zilei se schimba. Deci echilibrul înseamnă să știu eu să gestionez, să modulez toate acele lucruri din interiorul meu, astfel încât să nu fac așa și să fie așa. Da, de fapt este o spirală, e așa. Înțelegi? Să pot să merg în echilibru, nu așa. Da? Deci ceea ce ne frică, ceea ce nu ne convine sunt oscilațiile astea mari. Oscilațiile, da. Dar a fi echilibrat, a fi neutru nu înseamnă linie dreaptă. Înseamnă o evoluție în spirală care ne ajută să modificăm percepțiile noastre și să evoluăm, să schimbăm credințele acelea limitative, felul în care vedem lumea, felul în care ne vedem noi, cum ne simțim în interior și asta înseamnă în același timp să ridicăm nivelul nostru de conștiință, dacă putem merge pe aceea spirală. Nu știu dacă am răspuns la întrebările tale. Foarte bine, foarte bine. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Claudia Jimeno, specialistă în dezvoltare personală și creștere spirituală, despre planuri, despre intenții, despre rezoluții, obiective la început de an, dar și despre ceea ce înseamnă să fim bine cu noi înșine, despre ceea ce înseamnă, eu știu, diferența între nevoi și dorințe, despre ceea ce înseamnă igiena relațională și igiena noastră emoțională. Cum facem curățenie și cum facem în așa fel încât să nu ne ascundem sau să nu reprimăm emoțiile, ci dimpotrivă să știm, cum spunea și Claudia, să le gestionăm. Am venit, cum vă spuneam, la începutul materialului și cu o recomandare de carte, o carte foarte dragă nouă pe care vi-o recomandăm cu drag, Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică, o carte publicată în colecția Psihopractica și care face parte din campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Obiective și intenții pentru 2021. Noi vă mulțumim cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi și sper că am venit cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră la început de an. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumim foarte mult, Claudia! Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută! La revedere!